nu-i nevoie. Ok, fraților, chiar am ceva de zis. Am o piatră cu suflete. Simt neapărat nevoia să zic. Și vreau să fiți foarte, foarte atenți la ce se află în spate. Vedeți că ați observat până acum că nu mă exprim prea bine, prea obiect. Dar încerca să vă strângeți până pe unde ceea ce vreau să zic. Și eu și ceilalți care suntem implicați în toată citarea asta, și nu numai noi, chiar și deci toți cei care rezonează, și sunt mulți alții care nu știu exact ceea ce vor, dar vor același lucru. Ne-am implicat în această mișcare văzând afară, văzând pe internet niște lucruri mașinate, am văzut oameni ieșind în stradă și conducând, atingând consens și unindu-se pentru schimbare. Cum să zic, mie mi-e foarte greu să zic asta. Și nu știu de ce, pentru că am zis foarte ușor atât. Există o soluție. Una bucată soluție. Nici altă soluție nu este valabilă. Am încercat tot. 22 de ani am încercat tot. Am epuizat toate soluțiile. Nu numai noi, mă refer acum la tot global. Sunt cetățean al planetei, este. Sunt perfect conștient și rezolvesc ce se întâmplă pe tot mapam. În România, astăzi e 21 decembrie, eu astăzi am văzut niște lucruri care m-au demoralizat fantastic. M-au afectat până într-o fundul ființei mele. Eu nu mă așteptam că am realizat în ziua asta certificațiile de acolo. Mulțimea care s-a adunat într-un final aici, să ajungem să facem același lucru pe care facem 22 de ani. Să ne dezbinăm, să ne certăm ca proști și să ne scoatem mult. Sărbătorile vin și vom adormi de sărbători. Nu fac speranțe de șarte cum că românii se vor recupera de sărbători. Spiritul sărbătorilor deja ne anesteziază și deja ne tâmpește de fapt. Simțim așa presiunea, căldura aia, dorința de a merge în hipermarket și de a nu umple un coș. Dar după sărbători ce vă faceți? Pentru că în fiecare an, după ce trece Revelion, instalează indigestia și... În fiecare an ne facem următorul plan. Măi, stau până pe 15 ianuarie, voi face foamea până pe 15 ianuarie. Dar ai de înțeles că am cheltuit mulți bani de sărbători, fondurile sunt scate, cel care n-are job își face nu are speranțe până pe 15 ianuarie să-și găsească job, etc. După 15 ianuarie încep să caut job, după 15 ianuarie mă duc la muncă, cu adevărat, după 15 ianuarie îmi revin cu banii, după 15 ianuarie revin la normal. Anul ăsta a fost un semnal. Nu știu dacă vă aduceți aminte ce făceați voi pe 29 ianuarie anul ăsta, dar vă zic eu că n-ați dus semne. Și vă zic eu că vă aduc aminte că efectele sărbătorilor și făcheroiau mațele cu mare intensitate și la urmă după sărbători și că nu v-ați găsit job-uri nici după 3 luni de zile după sărbători. Nu știu, toată minciunea asta pe care zilele astea pe care le spuneți după Revelion, mulți. Dacă vă imaginați că anul ăsta va fi, anul viitor va fi mai diferit, în bine, vă și luați amare. Se anunță disponibilizări peste tot. Masive. Colegii noștri de la jandarmerie îmi pare foarte rău pentru ei. Că vor rămâne fără cioburi, nu știu că putea plăti ratele și familiile jandarmilor vor muri de foame. Multe familii de jandarmi. 100 de mii vor fi dați afară. 100 de mii de foame. Vor fi afectate. N-o să uit privirea, expresia de pe fața la Alexandra Stoicescu, că vorbea despre chestia asta în Antena 3. Deci a uitat de toată prezența scenică, pentru că trebuia să dă dovadă în emisiune și s-a văzut efectiv cât a afectat o chestia asta. În asta m-a afectat, ce am văzut pe fața ei. Uitați-vă, nu vă înșelați, anul viitor va fi urât. Nu vă înșelați, anul viitor va fi urât. Și nu vă veți reveni după sărbători. Nu veți mai putea plăti creditele. Nu
veți mai avea ce mânca, nu vă veți mai găsi joburi, ci se vor tăia indemnizații în continuare. Vi se vor tăia pensii în continuare, vor crește prețul și accize în continuare. Nu se vor construi drumuri în continuare, se vor desfința spitale și școli în continuare. Și suntem în campanie electorală, adică pana mea, nici minciunile lor nu mai sunt cu aceeași intensitate. Nici de mințit nu vă vor mai minți frumos. Vă așteaptă un viitor sumbru la oameni. Cine crede că are șanse după sărbători să-și mai umple rezervorul la mașină, să înșeală la mare. Este o realitate crudă. Acceptați chestia asta. Și este o singură soluție. Nici să boicotați alegerile, nici să căutați nu știu ce lideri și nu știu ce reprezentanți mai cinstiți decât cei pe care aveți în față. Orice stomac gol, dacă ajunge la masă și vede acolo curcani și toate cele, unde se va îndopa? Un om care este lihnit, nu poți să te aștepți să risc de tentații. Singura soluție. Și astăzi pe 21 decembrie s-a văzut clar chestia asta. Singura soluție este să ieșiți în stradă. Să ieșiți în stradă masiv. Toți frații, toți. Pregătiți-vă că în ianuarie, sfârșitul lui ianuarie, când vă vor chiorăi mațile cel mai mult, când știrile vor deveni din ce în ce mai sumbre, când prețurile vor crește, când crezi că ele au talentul de a crește imediat după sărbători, când realitatea vă va prezni în ceapă, nu mai căutați salvarea la televizor, nu mai căutați salvarea într-un buletin de vot, nu mai căutați salvarea în băutură, căutați salvarea în ceilalți, în voi aici. Ieșiți în stradă. Toată lumea se așteaptă la Occupy România să ocupe. Noi am vrut până acum să arătăm că Occupy-ul acela nu înseamnă neapărat campare la mijlocul unei pieți. Nu campând de dracu de a capa și nu ocupăm de a dracu de ocupa. Am încercat să arătăm românilor că trebuie mai întâi să-și reocupe spațiul intim din suflet, din inimă, de cap. Înțelegi? Trebuie să ne liberăm minții. Trebuie să ne schimbăm noi modul de viață, trebuie să ne schimbăm noi modul care relaționăm cu ceilalți. Și într-un final să ocupăm un spațiu public, dar nu ce mai real. Pentru că, de ce ocupăm noi spațiile publice pe tot mapamundul? Avem 1700 și ceva de ocupații la nivel mondial. Uitați-vă pe internet, căutați, uite, în perioada următoare o să postăm în dragi, pe wall-urile Occupy, tot felul de filmulețe și de documente create de cei de afară. Să vedeți exact adevărata realitate. Vis-a-vis de mișcarea Occupy. Să vedeți exact ce înseamnă acelea campada și ce se întâmplă acolo. Când sute de mii de oameni ies într-o piață și nu pleacă de acolo luni de zile, indiferent de vicisitudini, indiferent de amenzi, de evacuări și de trec peste toate chestiile astea, ei sunt acolo. La un protest de dimineață până seara, oamenii discută, se cin niște spirite, se fac niște bisericuțe, se dezbate, vin cu soluții, cu idei, creează. Creativitatea aia moare când se trage protestul. Am văzut astăzi, frate, 21 decembrie s-a spart protestul, s-au dus toți la 21 decembrie să se îmboibe. Că așa e tradiția. În tradiția ar trebui să fie libertatea, frate, în stomac. Un protest moare, ocupând un spațiu public. Pentru că este public, frate, uite, vezi pietrele astea de aici, plătite de către noi. Este spațiul nostru. Avem dreptul să stăm pe el aici, să stăm acum. Și avem dreptul să stăm pe el și un an de zile, nu trebuie să zică nimeni. Că ai voie sau nu ai voie. Și este un protest prelungit. În acelea campada, oamenii se organizează și de dimineață până seară și de multe ori pe de-a lungul nopții, numai asta fac. Discută, dezbat și găsesc soluții. Și conlucrează. Au acele generale semne, adunări generale, de dimineață până seara să fac cam 2-3 adunări în fiecare zi. Acele adunări au rolul de a implementa un nou sistem de decizional. Acest sistem de decizional, pus în fără acțiune din România, pus în fără succesul unor acțiuni din România, va fi implementat la nivel mondial. Pentru că oamenii au descoperit că asta este ceea ce îi reprezintă mai consensul. Consensul este punctul central al mișcării Occupy. Este ceea ce ne face pe să ne mișcăm înainte. Este exact ceea ce dorim noi să vedem peste tot. Consensul. Consensul se atinge când un grup de oameni caută să ajungă la o decizie și renunță să se mai grăbească în luarea acelei decizii. Renunță să se mai certe ca chiar să se întrerupă între ei. Și durează mai
mai mult procesul ăsta, dar la sfârșit acea decizie este unanim acceptată. Niciunul dintre cei participanți la luarea deciziei nu poate să zică, știi, îmi place decizia aia, dar am o mică obiecție. Nu va mai avea nicio obiecție pentru că îl reprezintă 100%. Procesele alea decizionale au fost reduse la niște scheme efective, adică mai simplu de atât nu se poate. O să le postăm pe internet. Important este că astăzi realitatea crută pe mine, personal m-a lovit în ceap. Deci mi-a zguduit ființa, sincer. Sunt foarte afectat. Genul ăsta de manifestări nu-și mai au rost. Hai să mergem la primărie, să cerem voie, să ieșim într-un spațiu, încrediți în niște țarcuri cu un program bine limitat, dar nu cumva să stați mai mult decât simțiți nevoia. Pentru că ei știu, la început lumea se grupează într-un protest, e de gringoladă, dar exact pe finishul protestului oamenii încep să lucreze, se încing, încep să creeze. Exact lucruri devine interesante, îți expiră autorizația. Știi? Da. Corect. Și e vorba de solidaritatea aia. E vorba de oameni care lucrează, trăiesc efectiv acolo și se ajută unii pe ceilalți și se spune probleme și își fac curaj și se ajută unii pe ceilalți și fac lucruri în echipă. Deci oameni buni, noi trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Ăștia scandau astăzi unitate. Asta înseamnă unitate. Nu unitate doar o scandare care sună mișto, de strigat așa și de la un protest. Nu, frate, unitate reală. Să lăsăm ceea ce ne desparte, să revenim la ceea ce ne unește. Singura soluție pe care o văd de un viitor apropiat este ca noi să ieșim în stradă, masiv. Să începem să demarăm o campanie. Toată societatea civilă, să folosim toate mijloacele, toate platformele pe care avem la dispoziție, Twitter, Facebook, mailing list-uri, postări pe YouTube, telefon, etc. Presă, mass media, blog-uri, să folosim toate mijloacele pe care avem la dispoziție, să mobilizăm cât mai multă lume și să ieșim. Și hai să nu fim răi, să nu ieșim acum, în decembrie, pentru că toată lumea, uite, sunt oameni dedicați aici în jurul meu, îi văd, sunt înghețați. Oamenii ăștia, dacă le zic, frate, eu vreau să stau până mâine, cine stă cu mine? Sunt sigur că vor zice stăm, dar nu cred că vor rezista, nu cred că voi rezista eu, sincer. E greu pe film. Deci așa, hai să nu ne dăm eroi exact în primul. Hai să așteptăm să treacă sărbătorile. Hai să așteptăm să treacă perioada aia urâtă imediat de după sărbători. Să lăsăm realitatea să se instaleze. Frigul să ni se instaleze în oase, frigul ăla. Facturi la întreținere. Să se instaleze lucrurile astea. Haideți să ieșim în stradă. Haideți să ocupăm un loc din România în care să căutăm soluții. Pentru că noi toți așteptăm soluție de la cineva. Ne-am obișnuit ca cineva să ne ofere o soluție. Noi ieșim tot timpul în stradă pentru a cere o soluție. Dați-mi o soluție! Sau rezolvați-mi aia! Sau reparați-mi aia! Ieftiniți-mi aia! Scumpiți-mi aia! Da, tot timpul căutăm soluții în altcineva. Soluțiile sunt în noi. Imaginați-vă, 10.000 de oameni ieșind în stradă și stând, frate, acolo dimineața până seara, nefăcând altceva decât să se gândească la o soluție. Pentru că de asta este nevoie. Este nevoie de perseverență, este nevoie de dedicație pentru chestia asta. Nu poți să faci part-time, nu poți să faci ca pe un hobby. Știi, acum vreau să salvez România, dar după aia mă duc să dorm un pic și după aia am niște treburi de făcut. Frate, riscă-ți, frate, job-ul, riscă-ți orice. Măi, trebuie să dai dovadă de niște sacrificii ca să poți să schimbi ceva în România. Nu poți să te aștepți să faci asta, cum ziceam, ca pe un hobby. Trebuie să le dedicăm. Și trebuie... Fraților, dacă anul ăsta nu rezolvăm chestia asta, fiți siguri că generația tânără pe care o vedeți acum alegând printre picioarele voastre este destinată unui eșec. Generația asta tânără, noi ne batem joc de ea. Pentru că este responsabilitatea noastră, a adulților, frate, să le creăm lor un mediu propice. Puteți să ne așteptăm de la ei să-și creeze. Sau nu putem să așteptăm de la ei să crească până ajung la vârsta noastră și să facă ceea ce noi n-am avut curajul să facem. Pentru că nouă ne este frică. Noi nu avem cohonez ca să putem să ieșim în stradă, noi nu avem cohonez ca să putem să ne unim, să lăsăm baltă mâncătoria dintre noi. Asta vor crede, asta vor vedea ei că se uită în urmă, asta am văzut eu astăzi când mă uitam în urmă.
la niște oameni de la care m-am așteptat la mai mult. Deci sunt oameni care erau gata să-și dea viața pentru țara asta. Și nu să-și dea viața prin Afganistan cu șutauri. E milă de aia. Da. Să-și dea viața pentru țara lor aici. Au fost gata și acum sunt îngenunchiați. Sunt dezbinați, sunt înrăiți. Sunt obosiți. Vor să doarmă. Să doarmă, fraților. Nu ne bazăm pe ăștia. Hai să ne bazăm pe noi înșine. Haide să ne pregătim. E nevoie de organizare. E nevoie de solidaritate. Apelurile pe care le-am lăsat în ultima perioadă către societatea civilă, ăsta a fost, de fapt, scopul lor lăutric. Să unim cu adevărat societatea civilă în stradă. Nu să ne dăm share și like pe Facebook, că e de la Savastru și Amontana să ne dea nouă share. Dar aia cu maidanizii n-au prea dat niciun semn de viață pe Facebook. Nu, frate, nu vreau să-mi dea mie semne de viață pe Facebook, pentru că mi se pare o prostie. Facebook ar trebui să fie doar o reprezentare a realității. Atât decât în realitate, aici în piață, vin anumiți oameni. Sunt singurii oameni dacă eu vreau like sau share. Serios, nu mai dați like și nu mai dați share, dacă nu sunteți gata să duceți solidaritatea și alianța asta până la capăt, poate. Nu vă mai bătați cu apă chioară, pentru că sunteți activiști, pentru că sunteți oameni liberi, că luptați pentru ceva de un click cu mouse. Hai să nu mai fim lași și hai să nu ne ascundem după dece. Asta este exact ceea ce trebuie să facem, frate, incorpore. Ieșim afară, înghețăm de frig, ne ținem de mână, ne frecăm unii de alții, solidaritate, contact fizic, contact vizual. Simte omul pe care vrei să o susții, nu-i da like-uri pe internet, că nu-l ajută cu nimic. Și nu ajuți cu nimic țara asta. Văd oameni obsedați de câte attending să avem pe nu știu ce eventuri, de... Mamă, nu s-a dat share la aia, frate, oamenii au văzut, au citit. Mă dați pe care click-ul pe care l-au dat. Eu văd aici oameni care nu mi-au dat like-uri sau share-uri de foarte mult timp, dar sunt aici în stradă, frate. Faceți chestia asta. Hai să ieșim imediat după sărbători. Că se încălzește un pic afară, de-aia ziceam, băi, hai să nu ne înghețe totuși oasele pe aici, știi? Da, e o chestie serioasă ce facem, știi? Dar hai mă să ieșim în stradă. Hai să instalăm aici dita mai tabăra de corturi. Hai să ne organizăm pe departamente și hai să conlucrăm, să construim noi România, fraților. De la cine naiba? Toți vreți voi schimbare în România, trăiască România, avem o România liberă, vrem să ne salvăm, vrem să ne eliberăm. Cine dracu să vă salveze, mă, dacă nu voi? Dacă stai acasă și te uiți la mine pe filmulețul ăsta și zici: pulmă, ieșiți voi și schimbați în România, ești un laș. Ești un laș. Tu ești cel care este vinovat pentru situația în care este România acum. Și orice eșec de acum încolo este vina exclusivă a celor care zic: eu nu ies, ieșiți voi. Este vina acelora. Haideți să ocupăm piața universității. Nu știu, la asta mă gândesc eu. Dacă aveți altă locație, absolut, democrație, hai să alegem altă locație. Propunerea mea este că piața universității, mai ales platoul TNB, pe care Oprescu l-a dat interzis, că aveți voie pe platou, de ce? Pentru că este exact punctul cea mai mare semnificație pentru români. E punctul care inspiră. Frate, câtă energie zace în locul ăsta. Noi trebuie să o accesăm, trebuie să venim cât mai des aici și să ne îmbăiem în energia care iese din borna asta, frate, care iese din troița aia, care iese din fântâna aia, care iese din asfaltul unde a fost baricada. Trebuie să ne inspirăm din balconul ăla de vis-a-vis. Avem simboluri de jur împrejur, avem energie pe care noi trebuie să o accesăm, trebuie să venim cât mai des aici și trebuie să ne liberăm aici. Unii pe ceilalți și noi înși și să venim cât mai des aici. Agora nu trebuie să fie mai sâmbătă la ora 2, agora trebuie să fie fiecare zi. Și nu numai aici. Haideți să ieșim peste tot, în toate piețele din toată țara. Filmați-vă, postați pe internet, faceți-o viral, postați-vă opiniile exprimate în public. Frate, prefer să fie ceva cool cu care este lauzi, că ai ieșit și te-ai exprimat în public liber, decât să fie ceva cool, uite, mi-am făcut poze la tenis. Haideți să schimbăm trendurile astea. Hai să facem totul serios.
Joaca s-a terminat, oameni buni, uitați-vă în jur, uitați-vă la televizor. Ce vești bune vedeți în afară de nu știu ce fotbalist care s-a combinat cu nu știu ce tipă de 23 de sau basketbalist. A fost azi dimineață. Că și-a cumpărat pe mine de 23 de milioane, a alocat mai mult spațiu pe TV-ul fundului unei gagici de prin nu știu ce colț al Mapamondului. Bananam. Decât unui chitarist care cânta lui Pațurcă. A venit Vlad aici să-i cânte lui Pațurcă. Din toate televiziunile care au fost aici pe 21, o cameră eu n-am văzut aici. O să le postăm noi filmările. A fost una. Doamne ajută. A fost una. Mă mir. O să postăm noi. Pentru că ei nu vor să vadă oamenii așa ceva. Versurile astea care inspiră, care transmit emoție, transmit durere, transmit fericire și bucurie. Nu, ei vor să vadă suburul de preoți, lumânări și trei scandări. Frate, scandările pe care o să le vedeți din mulțimea de la Troiță, la televizor, când urau ăia, erau 10 inși, restul tăceau mâlc. Sute de inși acolo tăceau mâlc, se uitau ca niște oi tâmpe. Aia scandalul acolo în fața camerei, ca să dea impresia românilor că s-a scandalat la universitate. Fraților, vă știți ce înseamnă, mă, sute de oameni care scandează la un loc? Păi se zguduie la cu microfonul ăla de la realitate. Te mișcă de te ridică din scaun. V-ați ridicat cumva din scaun văzând transmisiunile alea? Nu. Atunci nu s-a scandat în piața universității. Când se va scanda în piața universității, veți ieși pe cea și veți începe să scandați fără să știți de ce. Asta este ceea ce trebuie să facem, fraților. Pregătiți-vă de o ocupație, pregătiți-vă să vă uniți, să solidarizați și să... De asta le e frică! Fraților, când este le e frică de ceva și se pregătesc pentru o anumită, chestie, înseamnă că aia trebuie să faci. Ia-te după ei, alea sunt semnalele. Eram cu revoluționari într-o zi vis-a-vis, venise dispozitiv aici, cum am apărut eu cu George Purescu, fac, ne-am dus la revoluționare, zic, asta e puțin, că s-ar putea să ăștia să vină aici, la Troiță, să urce și să înceapă să vorbească, să vorbească, știe ce să fac. Și au pus aici dispozitiv de cât dracu, 20 de jandari, nu 20, hai nu, erau vreo 12 jandari. Și atunci asta trebuia să facem. Bun, eu pus, nu vor să mergem, hai mă să mergem acolo. Hai să mergem acolo. Ei știu exact ceea ce trebuie noi să facem. E ironic. Este ironic că noi nu știm ceea ce trebuie să facem, dar ei știu. Analiștii lor văd exact ceea ce ar trebui noi să facem și se pregătesc ca să nu facem chestia aia. Urmați semnalele și faceți exact chestia aia. Pentru că ei vor să țină de fotoli, ei vor să mențină un status quo, nu vor să se schimbe sistemul actual, pentru că e foarte, foarte profitabil. Dați-l peste cap, oameni, dați-l peste cap. Puterea trebuie să fie a noastră, fraților. Noi suntem aici, cât suntem? Cât suntem? Suntem 20 de inși aici? 20 de mii de inși suntem. Mai mare râsul. Aici ar trebui să fim, vorba lui George Pânzi, 20 de mii de inși, fraților. Pe puțin. Pe puțin. Fraților, la piața universității, în 90-91, au fost cât, mă? 50 de mii de oameni au fost? Mai mult, mai mult a fost mult. Peste 100 de mii de oameni. Curești are 2 milioane de locuitori, de cât de țin eu minte. Hai mă, bă, fraților, toți pe stradă într-o singură zi. Hai să ne pregătim mai întâi pentru ziua respectivă. Să nu ne gândim la o dată anume. Hai să-i keep them guessing, știi? Hai să ținem așa și dintr-o ticeală. Nu veți găsi mici bere. Nu veți găsi dansul pinguinului, da. Nu veți găsi circ. Dacă veniți aici pentru circ sau dacă veniți aici pentru capete sparte, stați acasă. Stați acasă. Pentru că noi vom fi pregătiți. Nu vom permite așa ceva. Asta trebuie să fie un punct de creație, un punct de liberă exprimare. Hai să facem chestia asta, frați. Spuneți voie de aici, nu vreți să facem chestia asta, să ieșim fraților în stradă, să lucrăm, să schimbăm România asta. Mai mult decât atât. Aici are nevoie jandarmeria de autorizație, nu noi. Păi da, noi le dăm autorizație, nu. Noi trebuie să le dăm voie jandarmilor să calce aici, fraților. E un pământ sfânt. Este cu adevărat un pământ sfânt, frate, sfințit aici, de sânge. Aici s-au spart capete și aici s-au rupt degete și aici au murit oameni. Nu putem să ne batem joc de chestia asta. Exact. Nu putem să mergem numai unde e o cameră de televiziune, unde e un mic o bere. Mergem, câte mii de oameni vin, frate, la niște moaște? Serios acum, nu vreau, n-am nimic cu religia, dar câte oameni vin la niște moaște? De la 5.000 în sus. Cel puțin. Și câți oameni vin pentru libertate, pentru democrație, pentru eliberarea țării și a viitorului nostru, pentru copiii și nepoții lor, nenăscuți chiar? 20. 20 de oameni, 20 de oameni vreau să salveze România
Și voi stați acum și vă uitați la mine pe filmulețul ăsta și râdeți în sine, câinește, ha, 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 uite pe aia 20 de oameni, în loc să vă fie rușine că stați și vă holbați la televizor sau la monitor, ieșiți, fraților, în stradă, alăturați-vă ăstora 20 de oameni, transformați 20 de oameni în 200 de oameni, transformați 200 de oameni în 2000 de oameni, în 20.000 de oameni, fraților. Veniți, ieșiți, alți casa, alți străzile, dar nu la modul ăla. Haide, activați, frate, unealta asta online, pe care ăștia nu aveau, frate, la Revoluție. Atunci trebuia să stea după fundul lui Iliescu și ai lui, să le dea voie să apară la televizor. Ce dezinformare era atunci. Acum avem internetul. Nu vă mai luați după mass media, luați-vă după ce se postează pe internet. Oamenii nu mint. Hai să ne organizăm pe internet, puneți-vă mințile la contribuție, resursele, suntem o grămadă, mulți oameni deștepți, fiecare organizație, fiecare ONG, fiecare asociație, fiecare om liber are creier, are anumite specializări, avem oameni care pot să construiască website-uri, care pot să facă bloguri, o rețea întreagă de bloguri, care pot să țină naibii pagini de Facebook super active, care pot să dea share, care pot să genereze documente, care pot să dea... Hai, ajutați-ne, fraților! Hai să ne mărim să lucrăm pentru un scop comun, dă-l naibii de Occupy! Doar n-ai video Occupy. Cuvântul ăsta a ajuns un blestem pentru mine să fac. De serios, cuvântul ăsta a ajuns un blestem. Nu vă mai gândiți la Occupy, fraților. Gândiți-vă la cine sunteți voi. Sunteți români într-o Românie care este pusă sub sechestru. Asta sunteți voi, asta suntem noi. Asta suntem noi. Noi trebuie să eliberăm, frate, borna asta. Monumentul ăsta sunt puse sub un sechestru cât se poate de real. În acte, în documente, ele sunt arestate de către stat. Nu ai voie manifestări publice aici. Nu ți se dă voie, mă. Voi vă realizați ce înseamnă chestia asta? E privat. Că nu ți se... E privat. Nu ai voie, proprietate. Cum, cum o să n-am voie? Serios acum, nu vă indignează chestia asta? În fine, luați aminte la ce am zis. Hai, hai să ne organizăm, hai să pregătim să ieșim și să ocupăm piața universității. Și să nu repetăm greșelile celor de atunci. Să le terminăm treaba. Acum, reinventat totul. Fără protest de dragul protestului, ci creație, frate. Să generăm noi soluții. Nu lăsați manipularea și dezinformarea să ne distrugă grupurile. Nu lăsați orgoliile să ne distrugă grupurile. Hai să ne unim și să rămânem tot timpul să ne accesăm unii altora valorile fundamentale. Să nu ne lăsăm pradă mândriei sau invidiei, ranchiunei sau trecutului lui și lui. Hai să ne unim, fraților, și să ocupăm piața universității. Avem iarbă, va fi frumos în primăvară, fraților. Putem să campăm mișto de tot aici. Și putem să stăm aici luni de zile. Luni de zile. Dați-ne naibii de alegeri. Nu știu, vă mai gândiți la alegeri. Alegerile ar fi bine să nu aibă loc. Pentru că alternativele care vor veni pe buletinele alea de vot sunt toate niște porcării care duc la același abator. Nu vă mai gândiți la alegeri. Veniți aici, discutați. Uite, el are o idee, el are o idee, el are un plan, el are o soluție pentru problemele generale sau pentru un anumit subiect. Avem specialiști care vin din fiecare domeniu, cunosc foarte bine domeniul ăla. Hai să discutăm, facem grupuri lucrative, etc. Și discutăm și implementăm un sistem de consens, frate. Să luăm cu adevărat decizii pentru poporul ăsta român, frate. De 22, mai trei niște momente memorabile, realizați chestia asta, de responsabilitatea noastră. Dacă nu acum, atunci când, fraților? Și dacă nu voi, atunci cine? Cine dacă nu voi? Am așteptat americanii atâta timp, frate. Frate, soluția rămâne în mod. Hai, bine, am terminat.